Studioul de arte plastice al Armatei este una din instituțiile reprezentative de cultură ale Ministerului Apărării Naționale. Este o structură cu o tradiție destul de îndelungată. În forma sa actuală, Studioul de arte plastice a luat naștere la 25 octombrie 1945, chiar la sfârșitul celei de-a doua mari conflagrații mondiale. Dar tradiția acestei structuri ca colectiv artistic în slujba armatei este mult mai veche. Pentru prima dată, un colectiv similar a luat naștere în anul 1877, în timpul războiului pentru independența României, când un grup de artiști a fost convocat pe front pentru a se inspira din faptele de arme ale ostașilor români. În acest colectiv a făcut parte Nicolae Grigorescu, Sava Henția, Carol Pop de Sațmari, George Demetrescu Mirea, nume importante ale artei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea. Mai apoi, în timpul Primului Război Mondial, a fost constituit un colectiv, un batalion de artiști plastici care a participat efectiv la acțiunile de luptă din anul 1917, inspirându-se pentru a crea opere plastice care să ilustreze vitejia și eroismul ostașului român. Și din acest colectiv au făcut parte nume importante ale artei plastice interbelice. I-aș aminti pe Camil Resu, pe Iosif Izer, pe Cornel Medrea, pe Oscar Han, George Demetrescu Sion și Stoica Dumitrescu. Oameni care au lăsat în urma lor niște opere care și astăzi fac parte din patrimoniul național și istoric al artei românești. De aceea, noi cei de astăzi, artiștii studioului, trebuie să respectăm această tradiție și să ne putem ridica la înălțimea realizărilor predecesorilor noștri. Astăzi, studioul are un colectiv relativ restrâns, 5 pictori și 3 sculptori, și ne străduim cu inspirația și cu lucrările noastre plastice să creăm o imagine a armatei române de astăzi, dar în același timp și să reamintim, să readucem în memoria contemporanilor faptele de arme, faptele vitejești ale înaintașilor. În fiecare an, Studioul de Arte Plastice al Armatei se prezintă în fața publicului iubitor de artă cu o expoziție colectivă, de cele mai multe ori în acest spațiu generos al Galeriei Artelor a Cercului Militar Național. De fiecare dată, expozițiile artiștilor studioului sunt variate, sunt prezențe ale fiecăruia dintre artiști, fiecare cu stilul lui propriu, cu originalitatea lui, și chiar dacă există o varietate destul de amplă de stiluri și moduri de abordare, există întotdeauna un numitor comun, acela al respectului deplin pentru meșteșugul artistic, pentru valoarea de tip clasic a artei. În expoziția de astăzi, tematicile sunt variate, mergând de la portret, compoziția cu personaje, compoziția alegorică, peisaj, și avem și anumite piese de sculptură. Se aniversează anul acesta 100 de ani de la nașterea ultimului rege al României, regele Mihai I, și în același timp sunt 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, cel care a înscris integrarea spațiului românesc în epoca modernă. De aceea am dorit ca să omagiem aceste aniversări printr-un portret
al regelui Mihai, un portret în ulei pe pânză, dar și un bust, deocamdată în formula de gips, dar cu promisiunea de a-l turna viitor într-un material definitiv, bronz de pildă. Spațiul rezervat aniversării Revoluției de la 1821, fiecare dintre artiștii studioului a dorit să își imagineze, fiecare în felul său, o efigie a conducătorului Revoluției, Tudor Vladimirescu, una din figurile istorice marcante ale neamului. Veți vedea că fiecare dintre ei a ales o anumită modalitate de a-l reprezenta, fiecare l-a văzut în felul său propriu, dar în același timp fiecare a dorit să redea acea dârzenie, acea hotărâre, acel caracter care l-a impus pe Tudor Vladimirescu ca una din marile figuri istorice. Cea de-a doua sală avem cu precădere tema peisajului. Sunt peisaje variate din diferite locuri din țară, dar avem și din spații, să spunem, europene. Unul dintre artiștii expozanți este Albin Stănescu. Albin Stănescu este veteranul studioului de arte plastice, este cel mai vechi membru al studioului și deja octogenar își continuă activitatea cu aceeași vervă ca și în anii tinereții. El abordează pe Simeze în această expoziție o suită de tablouri inspirate în primul rând din frumusețea deltei și a plaiurilor dobrogene. Într-o lumină caldă, într-o lumină solară, este un artist care este interesat cu precădere de detaliile de amănunt și de acuratețea și finețea amănuntelor și reperelor specifice ale acestei zone atât de speciale, care este Dobrogea și Delta Dunării.
Alături de Albin Stănescu avem un alt vechi membru al studioului care din nefericire ne-a părăsit în urmă cu câțiva ani. Este vorba de Gheorghe Ioniță, care ne prezintă un peisaj din Saint-Tropez. Îmi amintesc că am fost împreună cu câțiva colegi. Am avut un sejur în Franța și acel tablou este practic o rememorare a acelei călătorii. Mergând în continuare, avem tema marină. Tema marină este abordată de doi artiști diferiți care au văzut fiecare în felul său acest subiect al mișcării eterne a valurilor mării. Unul dintre ei este Mircea Doinaru, un artist care iubește, dacă vreți, tușa fontană și trăirea, cum spun, acelei dinamici pe care o au întotdeauna valurile care se sparg la mal. Într-un mod diferit, am abordat și eu această temă a valurilor în două lucrări. Sigur, ale mele sunt mult mai figurative, mai mergând pe partea pur, să spun, figurativ realistă a reprezentării. Toate cele patru lucrări sunt destinate a decora niște spații ale hotelurilor de pe litoral, hotelurile care aparțin Ministerului Apărării Naționale și vor decora spațiile de recepție și zonele reprezentative ale acestor hoteluri. Încadrând cele două tablouri marine ale mele se află două busturi. Unul dintre busturi este o creație a mea. Este vorba despre Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii. Și celălalt bust este Gheorghe Lazăr, realizat de una din colegele noastre, sculptorița Gabriela Muscalu, care mai are în expoziție și o efigie a lui Tudor Vladimirescu, ca și bustul regelui Mihai. Gabriela Muscalu este o artistă aflată la reperele deplinei maturități artistice. Este o artistă foarte talentată, care are o foarte mare plastică a modeleului și care este capabilă să abordeze atât lucrări de mici dimensiuni, dar și compoziții monumentale, chiar monumente. Mutându-ne pe celălalt perete al Simezei, îl avem în primul rând pe Marcel Chițac. Marcel Chițac este unul dintre cei mai vechi artiști ai studioului de arte plastice. Un pictor care se evidențiază de la prima vedere prin stilul său propriu, personal. Marcel Chițac este, după părerea mea, un artist al sintezelor. Este un artist care știe să extragă din realitate exact anumite esențe, esențialuri, eliminând ceea ce nu este important și creează, dacă vreți, un fel de epure ale peisajului. În același timp, el folosește o paletă destul de restrânsă, o paletă bazată în primul rând pe raporturi complementare și reușește cu, dacă vreți, cu puțin să reprezinte foarte mult, să aibă profunzime, trăire, sugestie și în același timp un fel de trimitere afectivă a anotimpurilor, a peisajelor, a reperelor naturii. Lângă el se află un alt coleg al nostru, Cătălin Gâdei. Cătălin Gâdei este un artist al pastelor, al pastelor de culoare, pe care le așterne cu o anumită dezinvoltură pe pânză. Și el reușește să transpună o anumită stare efectivă peisajelor sale, fie că sunt peisaje de iarnă, fie că sunt peisaje de toamnă, fie că reprezintă anumite vestigii și repere arhitectonice cunoscute, cum ar fi poate Castelul Bran sau Castelul Peleș, are și niște repere din zona Dubrovnicului, a Mării Adriatice, se desfășoară foarte bine în această zonă a peisajului cu densitate cromatică.
în sala aceasta se găsesc și două lucrări culturale ale sculptorilor, colectivului de sculptori ai studioului. Una dintre ele este Eroul, lucrare a lui Liviu Muscalu, o lucrare de tip clasic, într-o atitudine a acelei statuare antice, Doriforului, Policlet sau Lisip, adică artiștii din epoca clasică greacă și, mă rog, sigur, este o reprezentare, o refigurare în contemporan a anumitor arhetipuri clasice. Iar celălalt sculptor care e prezent în expoziție este Paul Muscalu, care ne prezintă efigia unui infanterist din Primul Război Mondial. Este de menționat că cei doi sunt frați, Paul Muscalu și Liviu Muscalu. Au absolvit împreună Facultatea de Arte Plastice, secția sculptură, iar Gabriela Muscalu, care am prezentat-o mai devreme, este soția unuia dintre ei. Deci, în zona asta de sculptură avem chiar o familie de sculptori. Am lăsat la urmă alegoria artelor. Am reprezentat cele șase arte în accepțiunea clasică, anume dansul, muzica, poezia, arhitectura, pictura și sculptura. Este accepțiunea pe care a dat-o Hegel în secolul XIX a succesiunii artelor. Am dorit să le reprezint pe fiecare ca pe niște femei, ca pe niște nimfe, să spunem ca pe niște muze, având fiecare dintre ele atributul artei pe care o reprezintă. Cele șase lucrări sunt destinate unui spațiu anume, în Cercul Militar Național, va fi o sală a artelor. Iar configurația arhitecturală a acestei săli m-a obligat să reprezint cele șase lucrări într-o formă alungită pentru a se încadra în anumite lambriuri care decorează acest spațiu al pereților sălii. Pentru că și tema și subiectul este de tip clasic, atunci și abordarea pe care am dorit să o iau a fost tot aceea de figurativul de tip clasic. Mai avem două peisaje pe care le-am făcut și eu de toamnă, de anotimpul predilect de multe ori al pictorilor, pentru că este un anotimp al cromaticii foarte variate și intense. Alături de cele două lucrări ale mele se află două lucrări ale altui coleg de-al nostru, Valentin Macarie,
care iarăși este un artist al sintezelor. El e un artist care simplifică motivul până îl duce către un simbol și în același timp are o dezinvoltură a tușei, a trăsăturii de penel. Între ele este și o lucrare de sculptură care este una din lucrările mele de tinerețe de sculptură, un portret. Un alt coleg al nostru este George Grigorescu, similitudine de nenume cu Nicolae Grigorescu și mai mult decât atât locuiește și își extrage inspirația din exact aceleași plaiuri prahovene care l-au inspirat și pe marele Grigorescu. George Grigorescu este și el un artist solar, este un foarte bun peisagist, dar în primul rând este un maestru al naturilor statice, pe care le compune cu foarte multă răbdare, ca pe niște arhitecturi, în buna tradiție a naturilor statice de tip flamand, olandez. Natura statică, bine făcută, poate fi un subiect de mare anvergură. Nu în ultimul rând, avem și o tânără artistă, de curând membră a acestui studio de arte plastice, absolventă a Facultății de Arte Plastice și care ne prezintă unul din peisajele sale inspirate de străduțele Sighișoarei. Este o artistă care promite de pe acum că se va integra în nivelul de performanță al celorlalți colegi ai studioului de arte plastice. Și în final, unul din peisajele de toamnă care m-au inspirat, în care am dorit să redau exact acea lumină de sfârșit de amiază, când umbrele se alungesc, dar sunt umbre calde, sunt umbre transparente. După cum vedeți, întreaga expoziție, în ciuda acestei varietăți de tematici, de abordare, de stiluri, are, așa cum am spus, acel numitor comun în abordarea figurativă, tradițională, clasică, fără mersul la avantgarde, la noutate cu orice preț, fără lucruri foarte, foarte îndrăznețe, cum de multe ori se practică în arta contemporană. Noi suntem niște păstrători ai tradiției. Și fiind una din instituțiile de imagine ale Ministerului Apărării, ale Armatei, ne-am luat ca deviză o afirmație a lui Nicolae Iorga, care a spus: o armată fără steag de cultură este o gloată, nu o oaste. De aceea noi dorim să aducem această notă de cultură, această notă de frumos în universul care pentru unii poate părea cazon, poate părea rigid, poate părea mai sever, al universului militar. Și militarul, ca și omul obișnuit, are nevoie de frumos. Și prin ceea ce facem noi, încercăm să aducem frumosul și în acest univers, în acest mediu.